Dragilor, mi-am dorit de luni un machiaj mai deosebit, așa că m-am apucat să mi-l fac singură și o să vreau să vă arăt un machiaj pe care o să-l realizez cu produsele pe care le-am achiziționat de pe pensulemachiaj.ro. Am aici și cutia cu pensule, v-am mai povestit despre ele și sunt extraordinare și chiar le folosesc cu mare succes. Am ales această cutie de make-up pentru că există și un negru-negru aici, dar există și nuanțele acestea de maron-piersică pe care o să pot să le folosesc de asemenea, pentru că o să vreau să fac un machiaj mai deosebit. Haideți cu mine să vă arăt. Mi-am dat baza, am pus și pudră sub ochi ca să nu murdăresc pentru că o să folosesc negru și mi-e frică să nu curgă. Și ăsta este un truc, vă puneți niște pudră translucidă aici, dedesubt, sub ochi. Hai să pornim la machiaj. O să încep prin a aplica un creion negru până la jumătatea, mai puțin de jumătatea ploapei, ca să-mi fie mai ușor în momentul în care voi aplica fardul și de asemenea și aici în pliul ochiului. Căutăm printre pensulele din trusa pe care le-am achiziționat de pe pensulemachiaj.ro și am să iau această pensulă și am să încep să estompez cât de mult pot. Creionul de ochi. E momentul să deschidem trusa și să mergem aici la negru, da? Cu aceeași pensulă. Atenție mare să scuturăm întotdeauna pensula și să tapotăm ca să dăm senzația că tot creionul acela este de fapt fard. Nu uităm să punem și dedesubt același negru pe marginea genelor până aici undeva în față. Dar a venit și clipa să îndulcim un pic machiajul ăsta pentru că este foarte, foarte dur și atunci o să dăm aici cu maron, dar un maron mai închis. Și blenduim bine, bine, bine ca să se piardă și să pară o trecere foarte, foarte, foarte naturală. Ce ziceți? Luminăm un pic și zona asta a ochilor? Hai să găsim, uite, o pensulă și începem să dăm luminozitate aici. Nu uitați să blenduiți cât mai mult, cât mai mult. Cu cât blenduiți mai mult, cu atât o să arate mai bine ochiul. Și de asemenea, nu uităm să luminăm și sub sprânceană. Asta este foarte, foarte important. Eu îmi doresc să mai stompez un pic și zona de jos, așa că o să găsesc, uite, o culoare așa, un maro așa. Și peste negrul acela mă duc și cu o nuanță de maron. Și o să vedeți că o să arate foarte, foarte, foarte bine. Dă luminozitate ochiului și pune în valoare acest machiaj. Aș putea să închei machiajul aici, machiajul ochilor, dar am să vă mai arăt câteva trucuri. În primul rând, am putea folosi imediat, vă arăt, această cariocă, care este foarte, foarte tare, cu care puteți să vă faceți o dungă sau puteți, toate cariocile astea au și, ia uitați-vă, modele. Asta este în formă de stea, se vede, nu? Pe care să o aplicați aici, să faceți tot felul de modele, dar eu trebuie să mă duc și la emisiune diseară și nu-mi pot permite un astfel de machiaj, pentru că nu se pretează, dar dacă ieșiți undeva sau aveți un eveniment, puteți să vă jucați și să știți că sunt mai multe forme din acestea la cariocile pentru ochi. Vreau însă să vă arăt un truc acum. Efectiv, am să intru pe
zona ochiului. Și de asemenea o să întorc și pleoapa și o să scriu cât de mult pot aici în interior. Știu că sunt persoane care nu suportă asta, dar vreau să vă spun că o să se vadă negrul foarte, foarte profund și o să înceapă chiar de la baza genelor. Cam așa arată. După ce am terminat cu fardul de pleoape, luăm excesul acesta de aici. O să desenez imediat și sprâncenele, care sunt foarte importante și o să vi le arăt într-un alt episod cum fac asta. Și să nu uităm de rimel. O să mă întorc după aceea să vă mai arăt un truc, pentru că mi-am mai luat niște produse și s-ar putea să vă ajute în perioada imediat următoare, când aveți petreceri și când trebuie să aveți așa un aer glamuros. Revin! Sunt aproape gata, dar v-am promis că vă mai arăt un truc și o să vă arăt acest produs pe care l-am luat tot de pe pensulemachiaj.ro. Este divin! L-am desfăcut aseară și l-am încercat pe mână și abia așteptam să vină ziua de astăzi ca să vă arăt ce este un pămătuf care înăuntru are sclipici. Și nu vreți să știți. Deci, efectiv, n-aveți decât să faceți așa. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar lucește și este extraordinar de frumos. Asta este tot ce trebuie să faceți dacă trebuie să ieșiți undeva și aveți o rochie cu un decolteu. Vreau să vă spun că arată senzațional. Și mai au și alte variante de sclipici. Am mai găsit ceva deosebit, o să mi-l comand și o să vi-l arăt și pe acela.